România a început deja să-și facă provizii pentru Crăciun de frica scumpirilor. Față de anul trecut, carnea de porc este mai scumpă cu 15%, iar cei care lasă cumpărăturile pentru sărbători pe ultima sută de metri ar putea plăti chiar și mai mult de atât. Unii specialiști spun că prețurile produselor tradiționale ar putea crește cu până la 30% în perioada următoare. Colega mea, Antoanela Răileanu, este în una din cele mai mari piețe din București și a stat deja de vorbă și cu vânzătorii și cu clienții și vine cu date. Te ascultăm acum, Antoanela. Irina, bun găsit, așa este, am discutat aici în piață și cu agenții economici, dar și cu cumpărătorii care au venit la această oră în piață pentru a face cumpărături. Ne spun așadar românii că au început deja să-și planifice bugetele pentru masa de sărbătoare, ce e drept bugete destul de modeste pentru această perioadă. De cealaltă parte am discutat și cu agenții economici de aici din piață, care nu au avut foarte mari vânzări în această perioadă, însă vă propun să mergem direct să discutăm cu ei. Bună ziua, o avem aici pe doamna Florica, să ne spuneți ce vindeți aici. Mama, aici vând verdețuri. Vând verdeață la 1 lei, la 2 lei, la cum cade. Cum merg vânzările în această foarte perioadă? Prost. De ce? Nu are lumea bani, mama. A fost ziua națională, o zi de sărbătoare. Au mers bine vânzările? Până în 3 zile a fost. Până în ziua de să facă. Dar știți că știu de fapt că aveți multe costuri cu această tarabă pe care o plătești și cum faceți față? Nu știu, Dumnezeu și mila. Aveți venituri multe în această perioadă? Mai. Oferiți costurile? Mai mult pentru ei muncim, pentru că e tarabili foarte scump. Dar ce le transmiteți? Aveți acum momentul oportun să... Ca să ne mai negocieze și nouă tarabile aici, să mai fie mai ieftine. Ce alte costuri mai aveți? Contabilitate, taxe, ce mai plătiți? Contabilă, că avem ANAF-ul, că noi suntem firmă, facem navetă de atâția ani de zile, navetă zi la zi. Sunt scumpe toate acestea? Toate sunt foarte scumpe, mamai. Și nu mai zic de mâncare, nu mai zic de astea, că e foarte scump. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Așadar, vă spuneam, intrăm ușor în febra sărbătorilor, iar românii încep să își facă cumpărăturile în această perioadă. Ne-au spus aceștia că optează pentru o masă de sărbătoare bogată, la care să nu lipsească legumele, salatele, dar și carnea. Însă o problemă în acest sens o reprezintă prețurile. Unii dintre ei se grăbească să facă cumpărăturile acum, pentru că în preajma sărbătorilor prețurile vor crește semnificativ, ne spun aceștia, și ne mai spun românii că vor sărbători cei mai mulți dintre ei în familie, alături de rude și prieteni, nu că nu ar vrea să meargă undeva în altă parte de sărbători, însă pentru că nu își permit la momentul de față. Irina, noi rămânem aici în piață pentru că vedem un flux tot mai mare de cumpărători și urmează să discutăm cu ei să ne spună cum se pregătesc de sărbători.